Bun găsit, doamnelor și domnilor! Este vineri, este ora 16 și 30 de minute, deci la 1 TV este emisiunea de la A la Z. Timp de 30 de minute vom vorbi astăzi despre situația din învățământul debian și nu mă refer neapărat la modul general, dar am ținut cu tot din adinsul să lămurim o dată pentru totdeauna care a fost parcursul, care a fost circuitul, da, asigurării încălzirii în școlile din Deva. Acum, după cum prea bine știți, inspectoratul școlar spune una, primăria spune alta. Prin urmare, am hotărât să invit în această zi, în emisiune, un director al unei școli ca să vedem exact cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat și dacă va fi căldură în școlile din Deva. Invitatul meu de astăzi este domnul Dan Motântău, director al Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva. Bine ați venit în premieră la 1 TV și la emisiunea de la A la Z. Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Domnule director, sunt foarte curioasă. În spațiu virtual au fost lansate o mulțime de comentarii. Bineînțeles că omul își cunoaște parcursul problemelor din propria casă, care de obicei este destul de scurt, da? Pe când, atunci când ai de-a face cu instituții de ale statului, când ai de-a face cu proiecte în baza cărora să obții niște finanțări, parcursul este mult, mult, mult mai îmbârligat. Și dacă ținem cont și de birocrație, și dacă mai ținem cont și de câteodată și de rele intenții și de lupte politice, ajungem să nu mai facem aproape nimic. Așa că mă gândesc că, în general, directorii de școli au cam avut de luptat ca să iese cu fața curată și elevii să aibă condiții optime la școală. Mai ales dacă ținem cont că una dintre condițiile de bază pentru a obține autorizarea din punct de vedere sanitar este asigurarea căldurii în școală. Spuneți-mi, deci, cam care a fost circuitul și din ce cauză s-a produs un blocaj? Că la un moment dat s-a produs un blocaj. De ce așa de târziu se întâmplă ce se întâmplă cu căldura? Dumneavoastră, cum ați rezolvat problema, dacă ați rezolvat-o? Da. Deci noi suntem un liceu, zic eu, un model de liceu integrat. De ce spun asta? Pentru că în ultimii 10 ani, liceul energetic a absolvit în primul rând o școală generală, după aceea a absolvit-o și pe a doua, după aceea inclusiv liceul de construcții. Deci suntem o unitate școlară cu 3 locații foarte mari, cu aproape 1500 de elevi, care, bineînțeles că în aceste condiții și-a pus foarte multe întrebări ce vom face în continuare. Sunt foarte multe voci acum, sunt foarte multe discuții pe această temă a încălzirii. Trebuie să înțelegem că totuși suntem într-o țară guvernată de legi, că ne place sau nu ne place, trebuie să le respectăm. Asta a fost, zic eu, prima problemă. A fost această oprire, să zicem, intempestivă și ne-a luat pe toți prin surprindere a termocentralei Mintia și atunci ar trebui să găsim soluții alternative. Deci s-a pus problema să ne facem încălzire proprie. Lucru care, în procedura românească, nu este un lucru ușor. Să ne amintim că prima dată trebuie făcute niște proiecte, trebuie făcute niște licitații și știm cu toții că licitațiile în România au o anumită structură, hai să spunem chiar și un etos românesc. Această privirea licitațiilor ca niște lucruri în care se întâmplă tot felul de scenarii a dus la practic la o procedură de licitație foarte greoaie. Păi
Da, pentru că majoritatea, adică dacă nu există niște mici condiționări, era vorba în urmă cu câțiva ani că se va modifica totuși legea și nu știu dacă s-a aplicat, în sensul că dacă cineva contestă o licitație fără temei, da? Doar de dragul de a licita, doar de dragul de a bloca niște investiții, nu va mai avea voie să participe la alte licitații și va fi sancționat. Nu știu dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, se pare că nu, pentru că se merge în continuare. Ai temei rezonabil să contești, contești, n-ai temei, iară contești, pentru că, nu, de ce să câștige ăla, de ce să, mai, să piardă toată lumea, da? Să moară și capra vecinului, exact, pentru că asta este caracteristică exact, la noi. Exact, da. Exact. Să nu uităm după aceea parcursul apropo de termene, da? Îți dă niște termene de luni, de zile, că din cauza inflației ajungi după aceea să, cel care câștigă licitația să nu mai poată să facă lucrarea pentru că e, trebuie de, modificat devizul de lucrări, da? Și așa mai departe. Deci la noi, nu. Noi tot timpul alegem calea cea grea. Nu înțeleg de ce, dar, mă rog, se pare că interesele unora de pe la București, alor noștri, că noi îi trimitem acolo, sunt altele. Da, bun. Deci, proiectare, licitație. Deci, toată acțiunea a început. Totul se face prin licitație, nu poți să faci nimic exact, cu exact. Încredințare directă. Și vreau să vă asigur că lucrurile au fost făcute corect, dar, din păcate, n-am putut sări niște etape. Și totul a început în octombrie, când s-a lansat această acțiune. În primăria Deva, hotărâre da, de Consiliul pe Local. Pe vremea aceea, eu eram director ajunct la liceu, dar m-am ocupat și eu de această problemă. În vara a început licitația. Problema este că din octombrie au durat foarte mult aceste operațiuni. Au fost o felul de voci că s-a întârziat prea mult, dar să reținem că inclusiv legislația privind racordarea la gaz a suferit modificări. Știți că inițial s-a spus că cei care asigură gazul, firma care asigură gazul, nu, o va face proiectarea și instalarea gratuit. Gratuit. Și după aceea s-a constatat că ei nu pot face față. S-a modificat ordonanța și s-a dat voie și la alți operatori ca să poată face acest lucru și lucrul acesta a durat destul de mult. Deci din octombrie până în iunie au durat aceste operațiuni. A mai fost o chestiune care, zic eu că a încurcat un pic lucrurile, primăria lăsând școlilor această desfășurarea acestei proceduri, bineînțeles, neavând personal calificat, primăria ne-a asigurat un sprijin și le mulțumim pentru aceasta, acest lucru cu specialiști, n-a fost nicio problemă, da? Dar ne-am întins puțin mai mult și a apărut o problemă. Un operator economic care a participat la licitație a fost prezent în 7 unități școlare. O singură unitate școlară din Deva a făcut cu alt operator. Dar cum e posibil așa ceva? Pentru că n-ai, nu e, a fost, nu cred că a fost o chestie intenționată și din partea nimănui, dar în momentul, știți cum se întâmplă, Deva este mică, în momentul în care o școală și poate chiar noi am fost aceia, a bătătorit drumul. Da. S-a sunat și am zis, cu cine uite, lucrați? Pentru pot. Că să recunoaștem că în România este o problemă la un moment dat să găsești și operatori serioși și firme serioase care să vină aici. Era și riscul să nu avem cu cine. Da. Da? Și mai ales că procedura e foarte greoaie pentru montarea acestor centrale. Decât să rămâi fără nimic, exact. Mai bine mai târziu și decât niciodată. Și atunci, fiind un operator mai puternic, el a luat mai 7 locații da. Și acum ne punem problema dacă va câștiga, dacă va reuși în timpul ăsta scurt să se descurce. Noi sperăm.
Are de făcut, de montat centrale, de instalat, da? Și de pus în funcțiune, exact. La 7 unități. 8 cu ceala care este la... Deci în DEVA avem 8 unități. Și numai Energetico are în momentul ăsta 3 locații cu câte 2, avem 5 centrale și centrale de 400 de kW, deci nu sunt jucării. Plus racordarea la gaz, plus tot. Sperăm că se poate rezolva. Acum, din fericire, eu sunt chiar inginer termotehnician și zic că stăpânesc un pic fenomenul, dar vă dați seama, colegii de la grădinițe, ce greutăți au avut, dau un exemplu. Problema e destul de complicată, am avut sprijinul primăriei, deci lucrurile s-au desfășurat, zic eu, așa cum se corect, cum se pot desfășura în sistemul de licitații românesc. Eu personal mi-aș fi dorit o procedură de urgență, este o stare de necesitate, dar nu s-a putut, nu s-a făcut acest lucru și atunci am mers pe procedura obișnuită. De exemplu, la noi, la Energetic, sperăm ca săptămâna aceasta să declarăm câștigătorul, să facem contractul și să începem lucrarea. A trecut perioada de contestații? Perioada, vedeți, aici este o mare problemă cu contestațiile. Perioada de contestații se termină până se termină vineri. Eu sper din tot sufletul, până acum n-a contestat nimeni, sper din tot sufletul ca nimeni să nu o facă, pentru că cei care o fac trebuie să înțeleagă că aici este vorba de copii, în primul rând nu este vorba de nimic altceva decât de elevi, de sistemul de învățământ și ar trebui să avem și un pic de responsabilitate. Bun, dar probabil firma care a câștigat, ce știți, câte firme au participat la deci la noi aceste licitații se fac pe loturi și pe fiecare lot au participat de la una, două, trei până la patru firme. Da? Și mă rog, s-au ales, s-au cernut, că, vedeți, asta este marea problemă a licitațiilor la noi. După fiecare etapă este perioada de clarificări. Perioada de clarificări durează 5 zile, adică dacă a uitat să pună un document, eu sunt obligat să aștept 5 zile să și-l pună. Deci nu pot să l-am după eliminat. Se intră în perioada de contestație. De contestație. Iar dacă cineva contestă... Deci, o săptămână, prima perioadă de contestație, iar dacă contestă cineva, să mai prelungește cel puțin o lună. Da. Deci, da. Ceea ce după prea mea ar fi un dezastru în momentul ăsta. Da. Oricum suntem la limită. Deci toate școlile, toți managerii, toți directorii sunt cu sabia lui Damocles deasupra capului. Exact, și știți cum e. Până la urmă, noi avem așa o teorie că trebuie să găsim întotdeauna niște vinovați. Și întotdeauna cine este vinovat? Cel care muncește cel mai mult și care e cel mai interesat să se facă treaba asta. Toată lumea aruncă cu pietre în primărie și în primar. Că primarul este vinovat. Da. De ce? De ce? De ce să fie primarul vinovat? Pentru că așa este filozofia noastră, nu? La noi, să găsim țapii spășitori. Să găsim țapii spășitori. Pentru că nu cunoaștem cu adevărat circuitul și sistemul. Din păcate, vedeți, domnule director, la emisiunile informative, cele care îți pot desluși niște necunoscute, cele din care poți să înveți cum să acționezi ca să-ți rezolvi niște probleme, emisiunile care pur și simplu prin intermediul invitațiilor îți dau mură în gură exact, iată, parcursul unor investiții, să spunem, da? Astea nu mai au priză la public, nu mai interesează pe nimeni. Ne interesează cancanurile, ne interesează accidentele, ne interesează cu cine s-o mai, nu știu ce, clinciurile politice, bătăliile între parlamentari sau mai știu eu cine. Asta ne interesează și ne-am îndepărtat de ceea ce este cu adevărat de interes. Pentru că oamenii, dacă ar înțelege cu adevărat acest sistem, n-ar mai căuta țapii spășitori, da? Ar pune umărul și ar rezolva această problemă. Eu și în grupul de mămici din clasă am spus foarte clar, nu mai dați vina pe nimeni.
Domnule director, sunteți manager. Trebuie să găsiți soluții, trebuie să rezolvați. Nici primăria nu poate să rezolve problemele din curtea dumneavoastră. Absolut. Exact cum primăria nu poate să rezolve problemele din casa mea. Eu mi le gestionez, eu știu ce să fac. A, că mă ajută, îmi dă un ajutor social, că îmi dă o casă socială. Că... Ok, dar de acolo încolo, ceea ce fac, fac eu cu responsabilitate, pentru că de aceea sunt manager, de altfel. Ați găsit soluții. Ok, foarte bine. Deci sperați ca din luna octombrie să fie ok. Nu uitați că, că eu sunt inginer și știu un lucru, că este o problemă tehnică. Și problemele tehnice de multe ori au și ele viața lor și au și ele ciudățenile Doamne, lor. Doamne, și dacă nu se face cum trebuie, dacă nu se face ceva cum trebuie, dacă, Doamne ferește, nu știi ce se întâmplă. 55 de ani? Dragomir Hurmuzescu? Da, Dragomir Hurmuzescu. În vară? 55, am sărbătorit 55 de ani, da. Mulți. Începem să ne maturizăm. Comenta cineva și spunea, no, taman acum când termocentrala Mintia e... Dar nu toți elevii de la liceul energetic s-au angajat la termocentrala Mintia, nu? Oricum, termocentrala Mintia este locul unde eu m-am angajat prima dată. Da, aveți așa nostalgia. Da, am o nostalgie și, din păcate, mă doare sufletul gândindu-mă ce personal calificat a avut acea termocentrală, pentru că toată lumea, voci spun acum, ca să o conservăm, să reluăm, da, dar o forță de muncă calificată nu se pregătește în 5 ani, nu. 10 ani. Clar. Se pregătește în ani. Și Mintia, într-adevăr, în ceea ce privește personalul, era la superlativ. Și zic, asta este marea pierdere. Asta este marea pierdere și asta este foarte greu de recuperat. Dar, din păcate... Dacă va fi că se... Mă rog, am înțeles că se fac demersuri, există interes să fie cumpărată de nu știu ce concern, de prin nu știu ce țară, ok, și va funcționa în continuare pe gaz și pe... Credeți, bun, dar... credeți că vor avea specialiști cu care să pornească? Da, deci specialiști vor fi. Cei care acum, de exemplu, au intrat foarte mulți în disponibilitate, în șomaj, concediați, oricum Mintia este închisă. Da. Dar trebuie să înțelegem că oricum nu ne mai putem întoarce la... Nu. Cu toate că observăm că Germania, de exemplu, închide centralele atomonucleare și revine la cărbune. Deci aici este... Încă o discuție. Foarte interesant, da. Pentru că ne gândim și la încălzirea globală, care iar a apărut acum ca pe tapet, ca o mare problemă. Da, da. Se spune că, mă rog, centralele pe cărbune și pe poluează foarte mult și până în 2050 Uniunea Europeană are stabilit închiderea tuturor perimetrelor miniere, tocmai pentru a evita... Mă rog, bun, intrăm acum... în detalii, totul este coordonat, nu? Totul este dar, tehnic. Din punct de vedere energetic, va fi nevoie de specialiști, pentru că vorbim despre diferite forme de a obține energia, nu? Exact. Diferite modalități. Exact. Dar permite curricula actuală pregătirea tinerilor în domeniile viitoare? Da, deci noi avem preocupări pe această linie. De exemplu, chiar și acum suntem promotorii acestui mult mediatizat învățământ profesional dual, care trebuie să recunoaștem este o soluție foarte bună ca să încercăm să reparăm greșelile care le-am făcut în ultimul an cu învățământul profesional, care aproape l-am desființat, acum încercăm să-l reabilităm. Problema este că încă mentalitatea părinților și a elevilor nu permite ca să facem niște clase... Toți părinții vor să-și trimită copiii la facultate. Exact, exact. Dar de ce să nu se ducă la facultate după ce... își însușește niște
temeinic niște cunoștințe care îi vor fi de foarte mare ajutor la facultate. Din păcate, mentalitatea asta nu poate fi schimbată de la o zi la alta. Vedeți, domnule Motentău, acum câțiva ani buni, când am venit eu undeva de la Hunedoara în 1995, când am avut primul contact mai real cu devenii, deci au trecut o grămadă de ani de atunci, am spus pe postul de radio, deci după ce m-am lovit de tot ce se întâmplă, eu, hunedoreancă, oraș muncitoresc, vin într-un oraș cu tradiție mic burgheză și așa mai departe, și am spus pe post, în Deva m-am confruntat cu cea mai mare densitate de snob pe metrul pătrat. Uai, ce de-a critici! Dar iată că nu am greșit, pentru că noi, părinții, ne dorim, vai de mine, să fim mai mult și cerem mai mult decât pot copiii noștri până la urmă. De ce să-i trimit acolo dacă... De ce să fii altceva decât ești? De ce? De ce? De ce trebuie să demonstrezi tu? Și majoritatea, din păcate, ce demonstrează? Au o diplomă în buzunar, unii nici măcar nu reușesc să-și ia licența și vând la buticuri sau mai știu pe unde aranjează rafturi în supermarket. Doamne ferește, e o muncă corectă și cinstită, dar pentru asta nu cred că trebuia 4 ani de zile să te faci că faci ceva. Paradoxul este că lucrez acum, dezvoltând la energetic învățământul dual, lucrez cu firme. Paradoxul este că trecem printr-o mare criză a forței de muncă calificată. Dacă ieri treceam pe Horia și am văzut deja pakistanezii. Deci au început să vină pakistanezii, au început, știm cu toți, au început să vină vietnamezii. Noi nu mai avem... Avem undeva? Da, avem pakistanezi în Deva, da. Unde lucrează ceva? Nu știu exact firma, dar am auzit și eu și am auzit agenți economici care sunt disperați că nu au forță de muncă și caută să importe forța de muncă. Deci aici avem o mare, mare, o mare problemă. Însă, repet, eu cred în acest învățământ dual, avem și un proiect foarte important cu prefectura, cu primăria Deva, cu inspectoratul școlar, camera de muncă, prin care vrem să dezvoltăm acest învățământ dual, pentru că fără falsă modestie, energeticul, zic eu, ca liceul energetic a parcurs niște pași în față și mă gândesc la faptul că am reușit să-l reabilităm pe fonduri europene, că în lunile următoare și școala generală din 5, corpul 2 va intra în reabilitare, da, exact, va intra în reabilitare. Și această problemă este foarte importantă pentru că ne-a creat posibilitatea să mergem înainte. Noi lucrăm acum, de exemplu, la un proiect cu o firmă din Deva, nu-i dau numele ca să nu fac publicitate, nu? care școlarizează în învățământul dual și prin care vrem să dezvoltăm și pe proiecte, încercăm acum și pe fonduri europene și pe fonduri locale, vrem să dezvoltăm o bază de practică performantă. În domeniul energetic, da? Sau în ce domeniu? Noi, să știți că noi am păstrat sintagma asta energetic, poate mai mult din rațiuni emoționale. Da. Dar dacă vă spun că în momentul ăsta energeticul are o singură clasă de liceu zi pe producție media. E serios? Da. Acum fac o desconspir niște lucruri care le-am prea spus. Aduceți în practică. Colegul meu este cel mai tare. Deci vreau să vă spun, da, vom face niște colaborări în continuare, okay. Da. Pentru că vreau să vă spun că avem un studio de televiziune. Da, da. Performant, colaborăm cu oameni de televiziune, cu posturi de radio, vom face practica în continuare. Dar această clasă am crescut-o pentru că aici am considerat că putem face să creștem calitatea. Și am reușit deja să creștem. Vă dau un exemplu, o clasă
de a 11-a, de multimedia de anul acesta, din clasa respectivă, 20 au media peste 9. Deci eu zic că am încercat să rupe puțin această imagine a liceelor tehnologice. Acum, noi nu suntem un liceu, noi suntem un concern tehnic acolo. Școlar, pentru că avem elevi de la pregătitoare, școală de maestri, post-liceală, suntem foarte diversi. Însă, o școală extrem de grea, am vrut să facem un model și văd că funcționăm și rezistăm pe piață. La școala, ne-am bazat foarte mult pe școala profesională și pe școala duală. Avem tradiție, avem 3 ani de activitate, lucrăm cu 4 agenți economici mari. Și după ce termină, da, după ce termină parcursul școlar, după ce se califică, deci după ce au posibilitatea să se angajeze, siguranța să se angajeze la firma respectivă. Din păcate, aici zic eu că sistemul nostru are o mare problemă. Noi fiind în Uniunea Europeană, parcursul lor este liber. Deci în momentul în care termină, deci eu nu pot face cum se făcea pe vreme, să pot face un contract. Acum, uitându-ne și la alții, poate chiar la vecinii unguri, nu? Da. Constatăm că ei totuși au mers pe ideea, chiar dacă... Măcar un an. Ați observat că e critică tot timpul Uniunea Europeană. Păi da, normal că e critică, doar dar au ei, nevoie de specialiști. Dar ei au un principiu, dacă tu ai făcut contract cu mine, stai cel puțin 3 ani. Da. Stai cel puțin 3 ani. Care normal. Pentru că am investit. Ca eu să-mi recuperez ca stat banii care i-am investit, pentru că statul investește mult în ei. Da, da. Burse... Da. Plus condițiile, păi da, nu? Totuși, condițiile de practică. De practică și așa mai departe. E, în momentul ăsta sunt niște probleme. Deci aici ar trebui, pentru că practic acești copii vin, beneficiază de bursă și de la agentul economic, fac practică la ei și după aia pleacă să culeagă căpșuni în Spania. Deci aici avem o problemă, avem o durere mare. Investești chiar... în el, îl specializezi și în loc să... Chiar citeam ieri o școală duală de la Mioveni, deci pe auto. Da? Dintr-o clasă de 25 s-au angajat numai 4. 4. Deci eu zic că este o mare problemă. Este o mare problemă dacă stăm bine să ne gândim și la noua generație de tineri care, spre deosebire de noi, cei trecuți de o anumită vârstă, care, vă dați seama, am fost coordonați să ascultăm comenzile și directivele, da, de la centru, ei parcă sunt opusul nostru. Parcă au adunat toate frustrările noastre și acum parcă nu mai vor să asculte de nicio comandă și de niciun ordin. Fac ce vreau eu, mă duc unde vreau eu și dacă vreau să culeg căpșuni, mă duc să culeg căpșuni. Cu toate că ar putea să lucreze într-o unitate, da, dar acolo trebuie respectat un program, acolo trebuie respectate niște ordine, ți se cere calitate, ți se cere atenție, ți se cere... E altceva, e destul de complicat. Noi toți am zis că fiecare generație a noastră a fost generație de sacrificiu. Dumneavoastră vă considerați că făcând parte dintr-o generație de sacrificiu. Eu la fel, părinții noștri la fel și tot așa, știi? Și cei care au copiii noștri și ei zic că generație de sacrificiu. Cei de acum zic la fel și noi suntem o generație de sacrificiu, dar lasă că facem ce vrem noi, nu cum vreți voi, da? Ei... Sper ca rebeliunea asta să fie de bun augur. Până la urmă, oricum își vor găsi calea. Știți foarte bine că se vor descurca. Da, lucrurile, problema lucrurile este că nu-i prea cum să spun, consideră că au muncit destul părinții și ei consideră că viața poate fi trăită și fără să muncești așa de mult. Știți? Până de bine de rău sunt copiii noștri. Fac exact ce am educat și ce am învățat. Dacă n-am avut grijă să-i punem pe drumul cel bun, asta este, suportăm consecințele. Să știți că aici este un lucru la care tot timpul am meditat și eu. Relația cu părinții. Și eu sunt părinte. Și din păcate
Din păcate, noi avem mentalitatea aceasta, poate un pic diferită de Occident, ca să am grijă să-mi protejez copilul meu, să-l țin într-un clopot. Foarte greșit. Să-l țin într-un clopot de stile. Nu-i pregătim pentru viață. Da, nu-i pregătim pentru viață. Și știți ce am constatat? Inclusiv mentalitatea părintelui. Să te sacrifici pe tine copil, ca să aibă copilul copilul tot. Meu să nu muncească ca mine. Exact. Să facă o facultate, să facă două facultăți. Deci ideea asta să nu muncească, am demonetizat noțiunea de muncă. Munca trebuie făcută la toate nivelele. Da, sigur nu? Că da. Și atunci aici apare o mare problemă. Sigur că părintele nu se gândește că nu suntem veșnici. Ce se întâmplă cu copilul nostru pe care l-am protejat toată viața și l-am ferit de muncă pentru că am muncit noi prea mult și muncim în continuare pentru ei. Da? Ce se întâmplă când nu mai suntem noi părinții? Da. Rămâne total descoperit și dezorientat și nu va ști ce să facă în viață pentru că tot timpul a fost mama și tata care au avut grijă să-i pună pe tavă tot ce are nevoie. Și aici eu mai am o teorie, nu știu, eu zic că e bună, poate e mai mult sentimentală. La mine un părinte, chiar dacă unii părinți m-au și criticat, ca să nu spun în jurat, da. Niciodată nu m-am supărat pe părinte, pentru că întotdeauna părintele își apără copilul cu orice mijloace, din păcate. Oricât ar fi de rău și oricât de prostie ar face, exact. Copilul lui e cel și mai bun. Atunci trebuie înțeles acest lucru. Trebuie înțeles. Dar și părintele trebuie să înțeleagă că protejând, ascunzând în continuare și iertând în continuare greșelile vor fi din ce în ce mai grave până când se va ajunge la o situație nu-l ajută. Fără ieșire. Nu-l ajută deloc. Nu-l ajută, dar noi trebuie să facem școală și cu părinții, asta e adevărul. Și trebuie să ne apropiem și să înțeleagă aici că greșesc. Aici avem o mare problemă. O mare problemă. Acum, dacă sunt bine să ne gândim, și ședințele cu părinții pot fi catalogate sau pot intra în categoria unei școli cu părinții, da? Pentru că fiecare diriginte, fiecare dascăl în relația cu părintele explică anumite lucruri, anumite fenomene din clasă, nu? Din păcate, nu toți părinții participă. Știu cazuri în care copiii care au ajuns să-și bată colegii sau să facă alte chestii, da? Părintele a avertizat, nici o reacție, nici un semn, a avertizat telefonic. Acum, eu ca învățătoare nu mă pot duce în casa nimănui dacă nu sunt invitată. Pe vremuri, da, venea învățătoarea să te surprindă exact cum ești. Cu casa nemăturată, cu patul nestrâns, cu cărțile vraiște, cum te prindea, așa te prindea și trăgea niște concluzii acolo la dosar că îți făcea profilul psihologic. Acum nu mai poți, dacă nu te invită, nu te mai poți duce în casa nimănui. Și dacă părintele nu vine 4 ani, 5 ani, 8 ani, nu vine la școală. No. Ei sunt părinții cu care trebuie făcută școală, de fapt. Că ceilalți care se interesează. Totuși, ați avut rezultate bune și la testele naționale și la... Da, deci noi avem un specific mai aparte. Avem două școli generale. Școala 5 și școala 6. Poate puțin în afara perceptelor noastre că aceste școli trebuie să fie incluzive, poate și un pic natural, un pic s-au diferențiat cele două școli, în sensul că școala 5 are copii bune așezați, iar școala 6, unde am și canalizat eforturile cele mai mari, să știți, chiar dacă școala are probleme, adică are copii cu probleme, copii cu CES, foarte mulți copii cu CES, copii din comunitatea romă. Deci acolo avem practic un sistem cu de consiliere psihopedagogic, avem consilieri mai mulți acolo, avem clase de învățământ special acolo.
Deci am încercat să specializăm un pic, chiar dacă toată lumea spune acum și nu ne că este adevărat, numai că pentru acest deziderat al incluziunii acestor elevi în clase normale și asta ar trebui mult mai multe resurse materiale. Noi ne străduim acum să depășim aceste greutăți, dar, repet, școala 5, de exemplu, are rezultate foarte bune la evaluările naționale. Înțeles, foarte bune. Este, da, este la nivelul, la nivelul și peste multe alte școli generale care sunt în orașe mari sau așa, așa mai departe. Dar și acolo sunt copii de etnie romă care s-au integrat foarte bine. Să, vreau să vă spun că eu chiar sunt mulțumit de ce facem acolo și colegii mei îi apreciez și respect pentru munca deosebită care o fac, pentru că și acolo condițiile sunt foarte bune și eforturile sunt foarte mari și chiar rezultate. Să știți că am avut un paradoxal, un elev care era provenit la liceu de la școala 6 și care a fost șeful de promoție. Deci nu... Sigur că da. Acolo unde este interes, acolo unde copilul este stimulat, acolo unde copilul este înțeles și se lucrează cu el în sensul ăsta, nu este marginalizat, nu... Și depinde foarte mult, să știți, că ei sunt cei care își doresc în primul și în primul rând să își depășească condiția. Dacă părintele îi spune, tu trebuie să fii mai bun, nu trebuie. Tu ești mai bun decât mine, că de aia ești al meu, da? Trebuie să fii mai bun decât mine, să faci, să răstorni munții, da? Dacă îl încurajezi, copilul chiar asta și face. Atâta tot îi trebuie, doar încredere în sine. Ce facem cu COVID-ul? Ce facem cu marea noastră problemă acum, semnale de alarmă, de dezastru? Ce vreau să vă spun, că în etapele care le-am avut până acum, zic eu că noi le-am gestionat foarte bine. Deci în 2 ani de zile n-am avut probleme mari. Am reușit să păstrăm școala cât mai mult. Dacă mi-amintesc, cred că am avut 2 sau 3 cazuri de COVID în 2 ani de zile la elevi. Stați să contorizăm în felul următor, în 2 ani de zile. A fost lockdown-ul, da? Da, e adevărat. Ne-a ținut în casă pe toți. După aceea n-a mai fost căldură, iar până în primăvară i-au ținut pe copii în casă pe toți. Acum, că îmi spuneați că sunt 3 cazuri, că au apărut 3 cazuri de îmbolnăviri care nu sunt grave și... Nu. Acum să avem pardon. Dar credeți că închiderea școlilor ar fi benefic pentru copii? Sau pentru învățământ? Închiderea școlilor? Deci, ideea de închiderea școlilor este clar că nu este benefică. Nu este. Este clar. Gândiți-vă că totuși copiii ăștia trebuie să socializeze, că altfel comunici cu ei, altfel îi controlezi. Faptul că... Altfel însăși viața lor personală se modifică, nu? Exact. Noi n-am fost obișnuiți. Țineți minte că la începutul pandemiei am avut toți probleme de a ne adapta la... Am trăit într-o altă lume, nu? Într-o altă lume pe care... Da. Deci încet acum... Dar pentru ei a fost cel mai tragic. Da. Erau obișnuiți să iese afară. Da. Hai că noi ca noi, adulții, ne mai găseam ceva prin casă de făcut. A fost greu și totuși sunt mulțumit că n-am avut probleme, știți? Că mă gândeam că poate apar depresie, apar... Nu. Copiii au venit acum la... Sunt veseli, sunt bucuroși, sunt bine, sunt bine. Să ne ajute Dumnezeu să ne ajungem în situația în care trebuie să închidem școlile. Eu tot trag nădejde că din octombrie încolo scade. Curba va fi mai descendentă și... La nivel mondial este descendentă, clar, în momentul ăsta, dar se pare că noi suntem
Știți, erau iară glumele, primii. Erau glumele acelea că occidentalii sunt cu 40 de ani înaintea noastră, apropo de capitalism, de noi abia acum ne străduim să prindem. Când să prindem și noi gustul capitalismului, pică toată jandramaua, știi, și ne întoarcem iară la hibridul ăla, un capitalism socialist, da. Ce știu ce. Așa, noi tot timpul în urmă. Și cu pandemia, zice, când se termină, abia după, la noi nu mai ajunge, zice că noi suntem în urmă cu 50 de ani, știi? Așa și acum, în lume, toate cazurile încep să scadă, numărul cazurilor începe să scadă și numai la noi crește, că noi suntem în urmă. Știi, noi suntem în vârf. Da. Doamne Dumnezeule, fiecare își așterne, după cum își așterne așa doarme, ăștia suntem, domnule Motântău, din păcate sau din fericire, că nu se știe. Am zis că noi românii vom avea cel mai puțin de suferit. Noi niciodată n-am știut ce e viața bună. Noi tot timpul am fost învățați cu greul. Da. Și bucuroșile îmi duce toate de pace, de război, nu? Dar să știți că ce am constatat eu, foarte interesant, știți că energeticul a fost reabilitat pe fonduri europene și arată superb școala. Uitându-mă, avem 5 ani de când am, uitându-mă, școala arată perfect. Deci vreau să vă spun că și copiii se civilizează într-un deci a constat că nici probleme de violență, nici situații deosebite, deci mediul impune, clar. Culcă clar. Pruncul în așternut clar, alb, că clar. E clar că atunci când vede că e curat și e frumos, singur se duce să se spele ca să nu murdărească așternutul în care doarme. Exact așa e și cu școala. Oferă-i condiții în care să fie mândru și îl și atrage, nu? Da. Îi place să se ducă acolo pentru că este altceva și e mândru de școala lui, nu? Da, pentru că, vedeți, eu am avut marea asta șansă să merg în străinătate începând din 1996 în școli. Prima dată am fost în Italia, pe urmă le-am luat la rând Olanda, Germania, am făcut formarea în Germania și am încercat să aplic aici și eu zic că mai am și eu puțin și îmi închei cariera, cred că las ceva în urmă, pentru că energeticul arată cum arată pe fonduri europene, știți că școala, fosta școală 5, corpul 2 de la noi, intră și el în reabilitare, deci sper că reușim ca din primăvară să avem condiții pentru ei, avem unde să-i mutăm, nu-i nicio problemă. Am înțeles că tot sus. Tot sus la noi, sigur. Da. Dar școala va fi reabilitată complet. Deci va fi o școală extraordinară. Cam cât durează? Cât credeți că durează lucrările? Deci la energetic au durat cam 2 ani. Înseamnă tot. Tot, inclusiv mobilier, inclusiv, tot. Deci da? Totul se dă la roșu. Tot se dă la roșu și se reia din nou și se face tot. Absolut tot. Și instalații și dotări și da. Să și meargă totul strună. Și de asta vă spuneam că mediul dictează. Sigur că da. Mediul dictează. Mediul, educația, astea stau la baza formării unui copil până la urmă. Că moștenire genetică este, că fiecare mai purtăm, fiecare purtăm asta. Dar mediul și educația sunt factorii determinanți pentru formarea unui tânăr sănătos, din toate punctele de vedere. Să sperăm că trecem cu bine și peste hopul ăsta. Speranța, după cum din punctul meu de vedere v-am spus, nu moare niciodată, nu că moare ultima. Speranța nu moare niciodată. Noi murim cu speranța în suflet, ea rămâne și o preiau ceilalți din jurul nostru și o duc mai departe. Deci speranța nu moare niciodată. Asta este un lucru bun, că măcar avem un țel în viață, da? Sperăm în ceva. Sperăm să scăpăm și de pandemia aceasta, că orice început are și un sfârșit, nu? Acum,
COVID-ul a fost cu mult, 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 mulți ani înainte descoperit și va fi, va dăinui mulți, mulți, mulți ani de acum încolo. Da, coronavirusul. Sub diferite forme, sigur că da. De acum gripa obișnuită, cred că nu se va mai numi gripă, se va numi un fel de gripă, nu știu cum. Schimbă denumirea, dar de fapt... COVID-gripă, știi ceva exact. De genul ăsta, așa, da? Și ne vom trata ca de obicei cu ce ne indică, cu ce ne recomandă doctorul și uite așa, bucuroșile îmi duce toate. De pace, de război, că ia câtă și războaiele bat pe la ușă, nu mai știm de capul nostru. Învățământul este baza. Avem un popor educat, nu ne prea calcă nimeni în picioare. Din păcate, na, avem de suferit, mai avem de lucrat la capitolul ăsta, nu? Domnule director, vă urez toate cele bune. Sper să vă duceți la bun sfârșit proiectele. Să dea Dumnezeu să fie căldură în concernul pe care îl aveți în subordine și ca manager cred că aveți multe, multe de rezolvat. Foarte multe. Aveți și catedră? Mai puteți să aveți și catedră? Da, am obligația de catedră de 4 ore. Serios? Da. De ce? Pentru că așa, nu știu, poate există, așa e legislația, dar poate există o logică, că activitatea asta administrativă de multe ori te rupe de catedră. Da, și ca să păstrezi contactul. Deci eu zic că totuși nu-i chiar, da. Adică să știi și exact ce se întâmplă. În 4 ore pe săptămână, nu? Da, exact. Vreau să vă anunț în premieră că suntem beneficiarul și unui proiect pilot, suntem 60 de școli din țară, care vom implementa masa caldă la elevi. Deci toți elevii noștri vor primi o masă caldă, pentru că eu m-am bucurat foarte mult de acest lucru. De ce? Pentru că zic că acel corn și lapte s-a demonetizat. Adică, gândiți-vă... Cum arată cornul. 8 ani de zile să mănânci același corn și același lapte e o problemă. Și acum vrem să implementăm acest program guvernamental pentru toți elevii. Anul trecut a fost aprobat, da, știu. Dar, n-am avut posibilitatea, da, toți elevii de la energetic. De la clasa 0 până în clasa 12? Exact. Vor mânca... 1500? De... 1440. Și de când preconizați? Acum facem demersurile să începem. Și cum va fi asigurat? Aici trebuie să vedem. Probabil un sistem de catering vom face niște săli. Acum... Că vă spuneam că am fost mult în Europa, sistemul ăsta este practicat de mult în lumea civilizată. Deci în școală se stă de dimineața până la ora 5, se fac activități sportive, se mănâncă în școală. Deci nu este nicio problemă. Și eu zic că va fi un lucru bun. Absolut. Și probabil este tot o modalitate de a reduce abandonul școlar, știți? Că măcar copilul vine la școală că știe că la amiază primește exact. O masă caldă. Și poate că nu mai facem nici risipa aia, că la un moment dat s-aruncau cam multe cornuri. Și... Da, domnule director, dați-mi voi, am văzut ce aduc copiii acasă. Nu. Deci? Nu. Deci eu zic că este o soluție bună și o idee bună. Vă spun foarte bună. Sincer că am făcut testul, avem o mulțime, unde stau eu, o mulțime de câini comunitari, știți, și mai mănâncă și de prin gunoaie, dar am zis hai să-i dăm un colț de pâine. Nu mi-a plăcut. Nu. Exact cum mai sunt sortimente de mezeluri în supermarketuri și am încercat să dau la pisică și nici pisica n-a vrut să mănânce ce e acolo. A fost o idee totuși generoasă. Și a fost, dar la început cornurile erau altfel. Dar știți,
Totuși, la o masă caldă, azi ai un fel, mâine ai altfel, deci sigur. Să mănânci... Chiar dacă mănânci felul ăsta, săptămâna viitoare nu e nicio problemă. Același corn în fiecare zi, clar nu că nu-l mai mănâncă nimic. Nici laptele, nici la aruncă, de fapt iaurtul la aruncă și am văzut că nici merele nu le mai mănâncă copiii, da? Nu. Deci, pe repede înainte, da? Ah, felicitări! Greu. Felicitări. Greu, da, așa este, dar știu, de anul trecut am auzit ministrul muncii de la acea vreme spunea că se va căuta o modalitate de finanțări, plus Ministerul Educației, plus că sunt mai multe ministere implicate aici, nu? Bun, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezență. Vă mulțumesc pentru informațiile furnizate. Vă doresc mult succes. Le doresc mult succes și elevilor dumneavoastră. Abia aștept să facem știre cu prima zi în care aproape 1500 de elevi de la Liceul Energetic Dragomir Hurmuzescu au primit o masă caldă. Deci, doamnelor și domnilor, cum vă spuneam, vedeți, pentru că vă iubesc de la A la Z și pentru că îmi doresc să ne revedem cu bine și să auzim numai de bine, iată că auzim și numai de bine. Încă o dată mulțumim. Și eu mulțumesc. Vă mulțumesc încă o dată. Toate cele bune.